Va fi etapa cu numărul 4 din returul diviziei ala handbal feminin. După ce meciul cu Piatra Neam s-a amânat, iar fetele noastre au înregistrat apoi două înfrângeri consecutive, la 6 goluri diferență cu Rapid București și la doar un gol 33-32 cu Spartak București. Meciul de sâmbătă seara va fi unul foarte greu, pentru că echipa școlii 181 din capitală este una cu ambiții mari. Bucureștenele țintin să ajungă în acest an în Liga Națională. Sâmbătă avem un meci foarte dificil cu echipa 181 București, o echipă care este pe locul 2. Este o echipă formată de domnul Dan Gavrilă cu vârfurile din de la junior, care acum au trecut la senior. Echipă care la ora asta este campioană la junioare 1. Au încă 3 fete de senioare, acestea la vârsta maturității, cu care au abordat meciurile și au putut să facă rezultatele care le-au acum, adică locul 2 în divizia. CSS Dunărea Giurgiu se află acum pe locul 11 în clasament din 12 echipe și are ca target rămânerea în divizia A. Obiectiv mai greu de îndeplinit după ce capitanul de echipă Alexandra Georgescu a părăsit lotul și a plecat în Liga Națională. După meciul de sâmbătă, următoarea partidă a giurgiuvenților va fi în deplasare cu Olimpic Plopeni, echipă cu care s-a întâlnit în tur și a făcut rezultat egal 20-20.